Arcadie Ciobanu, compozitor, maestru în arte, cavaler al Ordenului Gloria Muncii, cavaler al Ordenului Steaua României în grad de comandor, profesor universitar, doctor honoris causa. Pentru noi, mai ales pentru oamenii de cultură, este important să facem într-așa un mod încât să implicăm toată societatea în această trăire. Avem multe talente, avem valori, dar trebuie să mai facem foarte multe eforturi pentru ca cultura, într-adevăr, să devină una importantă, nu doar pentru fiecare, nu doar partea vieții fiecărui om, dar întregii societăți, întregii comunități. Ceea ce îmi amintesc că spusele unor mari personalități, să zicem, a președintelui, fostului președinte Cehii Havel, care era și om de cultură și artă, care spunea că cultura nu este o suprastructură care se dezvoltă parazitar într-o economie înfloritoare. Exact invers. O economie poate fi dezvoltată doar într-un mediu cultural anumit și doar atunci poate funcționa o economie într-un mediu desăvârșit cultural. Sunt sigur că până nu vom înțelege acest lucru, nu vom putea progresa și în alte domenii. Iată de ce este atât de important pe orice cale să remarcăm necesitatea dezvoltării spirituale, dezvoltării culturale.